Din perspectiva mecanismelor economice, perioada cuprinsă între 14 și 20 martie oferă spre analiză un mânunchi de ipostaze astrale care se constituie în tot atâtea impulsuri divergente, diferite ca intensitate, ca durată, ca premiză și ca răspuns pe care mintea fiecăruia îl va da. Primul lucru care ne atrage atenția este mecanismul care vine dinspre zodia peștilor, cu acea detașare față de bani sau dezimplicare și dezinhibare. Nu mai țin de bani, nu mai trag de un ban, cum se zice în popor, adică nu mai fac economie și au disponibilitate spre cumpărături. Poate nu foarte scumpe, nu de mare valoare, nu de mare importanță, dar cu un mare efect asupra stărilor interioare, cu eco pentru psihicul lor. Vor fi mai fericiți o oră, o zi, cine știe, poate chiar mai mult, o săptămână, două, dacă și-au cumpărat ceva care îi mulțumește, un lucru pe care și-l doreau de mult, o haină care le vine foarte bine, în care se simt bine, sau fac o cumpărătură care să le procure o plăcere. Nu mai este acum momentul propice pentru călătorii și excursii, dar se pot face în continuare tot felul de alte cumpărături care să ungă sufletul. Cel de-al doilea eveniment interesant este un derulare după 20 martie. El pleacă de la mecanismul pe care îl va declanșa tranzitul soarelui prin zodia berbecului, odată intrat în acest semn de foc. Și atunci este foarte multă voință, ambiție și determinare. Îi va marca în mod special pe lideri, pe cei tineri, pe oamenii ambițioși, pe cei care vor să facă o carieră, pe cei care vor să se impună, pe cei care vor să dea o replică unuia în nume propriu sau unora, adică unui grup, în un chip colectiv, să demonstreze ceva cine sunt de ce sunt în stare, ce pot să facă sau iată cum trebuia de mult procedat, da, a fost nevoie să vin eu ca să fac asta. Foarte expliciți, de-a dreptul ostentativ vor fi unii care vor sublinia meritul lor într-un colectiv, valoarea lor în, într-un proces al muncii sau într-o desfășurare teoretică. Cum pune problema, ce soluție găsește, cum vede lucrurile sau cum pune în aplicare ceea ce știe, ce a învățat. Practica, experiența, abilitățile, cunoștințele, intuiția la limită. Doar că aici sigur puțin anticipăm pentru că nu este specificul acestei săptămâni. Dar trebuie să conturez un traseu. Este bine să se țină cont că între 20 26-27 martie pentru regimul banilor lucrurile nu vor fi bune pentru foarte multă lume și chiar în plan colectiv se vor crea niște premise periculoase, riscante, născute din prea multă ambiție, dintr-un orgoliu și o vanitate nemăsurată care nu poate fi controlată și stăvilită de nimeni și de nimic, cu atât mai puțin de către nativul însuși. Vor fi vădit marcați de acest transit cei care au funcție, putere, cei care sunt cam încrezuți, cei care nu suportă să fie sfătuiți, temperați sau consiliați în sensul unei reveniri cu picioarele pe pământ. Nu suportă să li se atragă atenția, să li se formuleze observații critice sau să le fie pusă la îndoială o opinie și o decizie. Aceștia vor reacționa foarte brutal și dacă este vorba de bani, la mijloc este vorba de bani, marfă, contract, avantaje, procente, cumpărături, vânzări, investiții, tranzacții, afaceri, în general, atunci acest impuls um, individualist și exagerat este păgubos. Și atunci, sigur, teoretic, privind de pe margine, vei spune, este în sarcina celor din preajmă să vegheze și să intervină. Numai că, odată intervenția formulată, ea va genera un conflict, nu o viziune mai bună sau nu va împiedica de rapajul, ci din potrivă va ridica nivelul de stres și incapacitatea de a comunica a părților. Și atunci în unele instituții se pot naște conflicte între director, lider, patron și directorat. Nu este vorba de un funcționar modest care nu-i de acord cu șeful, pentru că vorbim de bani, de investiții, de sume mari și de o atitudine care este justificată din perspectiva funcției. I-a fost acordată această încredere, i s-a dat puterea pe mână, are responsabilitate, dar la un moment dat cei din preajmă văd că omul fie nu știe ce să facă cu toată această putere, fie o folosește aberant, fie calcă în străchin, depinde și de câtă experiență are, și atunci, așa cum spuneam adineauri, va fi nevoie de o ripostă. La nivelul marilor întreprinderi, marilor firme, marilor societăți, structuri, organizații, această conduită este păguboasă și puține sunt instituțiile unde nu există câte un șef impetuos care tună și fulgere, dă cu pumnul masă, el vorbește, el propune, el hotărăște, el se supără dacă ceilalți nu sunt de acord cu el. Și atunci este de verificat și de vegheat nu atât comportamentul din punct de vedere, eu știu, al politeței sau al relațiilor interumane, cât al efectelor financiare. Pentru că... Acest conflict poate să creeze reacții nebănuite. Omul iritat și enervat la culme, dorind să demonstreze ceva, va face cum crede el de cuvință și de obicei va face în așa fel încât să fie în contradicție cu întregul curent de opinie sau cu părerea majorității, numai așa, ca să le demonstreze că el e puternic și poate să fie împotriva tuturor. Nu contează costurile. Și aici se poate formula și termenul de irresponsabilitate. Să nu se gândească pe cine angajează, cum strică lucrurile, cum dezavantajează sau în ce lumină pune o afacere, o instituție, o relație. În sfârșit, mai este un aspect important. El durează întreaga săptămână din perspectiva celor patru planete care traversează Capricornul și aceste patru Planete sunt suficiente pentru tot ceea ce înseamnă structuri instituționale, instituții de prim rang, guvern, zonă administrativă și tot ceea ce trebuie să conserve și să păstreze un avut, o avuție, un patrimoniu, o zestre, un tezaur, un context care reprezintă baza pentru viitor, vine din trecut consolidează prezentul și certifică viitorul. Din această perspectivă, intrarea lunii pentru două zile în zodia Capricornului în tranzit nu face decât să coloreze și să intensifice această dorință. Ea nu este exprimată la fel de furtunos și de năvalnic și de contradictoriu și de vulnerabil cum o va face uh, soarele în tranzit prin Berbec dar hova face suficient de vizibil și de drastic. Și atunci avem deja conturate niște repere pentru că după 20 martie se va vorbi și de niște relații care chiar dacă nu sunt la grad perfect de quadratură, sunt disarmonice prin plasarea într o relație strâmbă între planetele intransei în prin berbec și cele prin capricorn. Și atunci se poate vorbi de contradicții, mai ales de contradicții născute între persoane între care e o mare diferență de vârstă. Poate fi și un conflict de generație, o viziune, o educație diferită, o miză care poate să fie la antipozi. Unul vrea într-un fel, celălalt într-un cu totul și cu totul altfel. Și atunci se nasc niște războaie, unele pot să fie surde, altele mai sonore, războaie care nu sunt doar de autoritate sau de orgoliu sau de personalitate, ci sunt și războaie care pleacă de la o strategie, de la o viziune, cum vede fiecare, punerea în practică a unui proiect, a unei afaceri. E greu de spus cine are Dreptate și cine greșește, pentru că în realitate, fiecare va avea partea lui de justificare și de intenții bune și de adecvare. Dar fiecare va greși prin uh, același stil sau pe aceeași direcție, prin exagerare.